bine ați venit la un nou episod din podcastul Mira Mira Tango. Astăzi îl avem alături de noi pe Claudiu Grosaru, dansator de tango, DJ îndrăgit și un mare research de muzică și povești de tango. Claudiu, bine ai venit! Bine te-am găsit! Îmi pare bine să te avem astăzi aici. Și abia aștept să aud povestea ta. Cred că e ce ne pasionează pe toți și ce vrem toți să aflăm. Povestește-ne un pic cum ai început să dansezi. Da, a fost o întâmplare. Eram într-o criză de socializare teribilă. Trecusem prin niște necazuri destul de mari în ultima vreme. Ultimul necaz a fost moartea unui prieten bun la doar 23 de ani, care m-a distrus în momentul ăla. Și nu găseam locul. Și un prieten care știa că îi spusesem odată că aș merge și eu la un curs, la dansuri sau la salsa sau la ceva, vine și spune, se deschide un curs de tango argentinian, nu vrei să te duci? Zic, băi, pentru socializare e bine, că eu am mai dansat tango când eram în liceu. Ok. Și s-a deschis la Liber Tango. Mirela Muntean, cu ajutorul Tango Tangent, a deschis această școală și eu m-am trezit la primul curs. Când se întâmplă asta? În 2008. Chiar se împlinesc acum cât sunt 15 ani de când funcționează școala. Și eu crezând că știu, am ajuns acolo, m-am uitat în jur. Hai, ok. Măcar avem cu cine sta de vorbă. Nu era chiar atmosfera la care mă așteptam eu. Și la un moment dat a început Dan Mândiță să se antreneze puțin, să se încălzească. Și am văzut o forță, o masculinitate, dădea din picioare, făcea... M-am uitat, ăsta-i tango? Păi eu dansam doi la stânga, doi la dreapta, nu... Și am rămas foarte plăcut impresionat. Am zis, chestia asta vreau să o învăț. Eram sigur că o să o învăț în câteva săptămâni. De obicei toate dansurile le-am furat, n-am mai fost niciodată la școală de dans. Le furam prin discoteci, Și am zis, vreau să învăț. Mirela avea timpul limitat, puteam să învăț foarte puțin. M-a luat de câteva ori la Dan, la București, la câteva private, tot era puțin. Zic, ce să fac? Să-mi caut o babă care a dansat în anii 40 tango. Poate mă învață, a dansat pe Cristian Vasile, pe Jean Moscopol, ceva. De unde? N-am găsit pe nimeni care să știe tango. Toți spuneau că știu, dar când le explicam despre ce e vorba, dar noi nu dansam așa. Zic, știu că nici eu nu dansam așa. Plus că la noi era argentinian ce dansam, era un dans de reuniuni școlare. Și încetul cu încetul am fost pe la evenimente, am luat lecții cu... La început aproape cu toți profesorii care au venit prin România și restul autodidact. Filmulețe, chestii, totul mi s-a dat peste cap când am ajuns în 2013 în Argentina, când am stat 4 luni atunci. A fost o lovitură grea de tot, pentru că mi-am dat seama că eu știu foarte multe lucruri. Dar vorbesc ca și cum aș încerca să fac versuri doar din silabe, fără să le cuvinte. Atunci am auzit prima dată despre ideea de tango analfabet. Nu cunosc conceptul. Mi s-a spus Osvaldo Donatucci, unul dintre cei mai mari cercetători în muzica de tango și un milonghiero înverșunat. A fost întrebat de Monica Paz care face ce voi aici, interviuri sau a făcut interviuri cu vechii milongheros, care mulți dintre ei nici nu mai sunt acum. Și eu m-am dus la ea, de fapt. Și acolo ea lucra cu Osvaldo și treabă Monica la un moment dat, cum dansează el rumeno? Ce? Bien, pero es un baile analfabeto. Și eu am auzit când am trecut pe acolo. Și după aceea l-am întrebat, dar ce înțelegi prin tango analfabet? Și mi-a zis, tango analfabet este acel tango pe care tu dansezi fără să-i cunoști originile, fără să-i cunoști muzica, să știi ce dansezi, să știi de unde vine piesa aia, să știi contextul în care s-a dansat piesa aia când a apărut, unde se dansa,
ce se întâmpla. Și în principiu să înțelegi că nu există că tu știi figura asta, 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 asta și le pui în ce ordine vrei tu. Ele au o logică, au un flow. Când dansezi, trebuie să respecti flow-ul ăla, să te duci. Și mi-a arătat câteva figuri consacrate în milonga. Și atunci am înțeles. Am înțeles de ce majoritatea termină pe timpul 8 tare din fraza muzicală. Am înțeles de ce toată lumea termină orice structură cu fața la rondă, se ducă în continuare pe rondă și nu se trezesc în mijloc sau... Am început să înțeleg lucruri, dar toate chestiile astea mi-au dat peste cap ideea că eu dansam tango. Și am reluat tot. De când m-am întors, am început să reiau ce am învățat de la ei, ce am învățat de la Carlo și de la Rosa, în Vija Orchiza. Tot. Am avut și niște maestri preferați acolo, Pablo Giorgini și Noelia Coletti, foarte buni profesori și ca dansator, numai că ei merg mai mult spre scenariu în partea de dans, în ce fac ei, dar ca profesor de salon sunt excepționali. Deci, practic, după 5 ani de zile de dansat și învățat tango, ai luat-o de la capăt. Da. Mai bogat. Și am mai luat. Și mi s-a mai întâmplat. S-a mai întâmplat să am revelații, să-mi dau seama uitându-mă la un film unde apăream. De obicei nu-mi place când mă văd dansând în filme. Am început să zic, aia nu era bine, capul stătea prea în față. Nu-mi place cum țin mâna, nu-mi place cum am îndoit genunchiul prea mult. Acolo avea rost să îndoi atâta genunchiul și tot felul de chestii. Da, de da, avem tendința să ne criticăm pentru fiecare... E foarte constructiv. E cea mai bună critică, cea pe care mi-o fac uitându-mă la cum dansez. Da, cu singur amendament că e bine să recunoști și ce faci bine. Sau să apreciezi că da. O parte din dans e bun. Da. Și te-ai întors în 2013, după 4 luni. În 2014, în 2013 iarna am ajuns și m-am întors în martie 2014. Cu tangoul complet schimbat. Cu tangoul complet dat peste cap. De schimbat au urmat câțiva ani după aia. Și de predat, când te-ai apucat să predai? De predat de la început. Am fost cel cu care a predat Mirela. Pe mine mă folosea că a văzut că vreau foarte mult să progresez și mă folosea pe mine. Fă cu mine asta. Și încetul cu încetul, după câteva luni, am început și eu să spun, să mă duc la lider, să le spun, vezi că aici n-ai pus bine picior, vezi... Pentru follower, eu o lăsam deocamdată pe Mirela. După aia am început să mă bag și în ciorba ei. Că nu aveam astâmpă. Vedeam greșelile, Mirela era foarte indulgentă. Ea mergea pe ideea lumea să se simtă bine, să vină în continuare, pentru că progresul vine, dar nu vine la toată lumea foarte repede. Depinde câtă muncă pui, ea era mult mai umană decât mine. Mie, liderii începuseră să-mi spună Hitler al tangoului. Vreau să învețe repede, ce atâta să stea după... Eram cu mentalitatea mea de inginer și programator după aia. Eu aveam totul, asta trebuie făcut așa, 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 așa. S-a schimbat ceva în modul de a preda de atunci? Da, a apărut cercetarea, a apărut studiul mișcărilor, înțelegerea lor. Am înțeles multe lucruri pe care le-am făcut greșit de-a lungul timpului. Am înțeles curtături. Dă-ne exemplu. Că așa vorbim teoretic. Spre exemplu, vorbim practic. Un lucru pe care l-am găsit foarte repede, lucrând. O să revin la un moment dat și ce a însemnat lucrând. Mă refer la una dintre cele mai folosite structuri din tango, pasul de bază. Pasul de bază pe care, când îl faci în sistem paralel, s-a învățat, și eu am învățat la fel, și eu am predat la fel, că pasul dinaintea cross-ului este cel pe care fata deschide bazinul. Și așa îi se creează linia pentru cross. Foarte fain. Dar dacă intri pe ritmica slow, quick, quick, cross, nu iese. Pentru că înainte de... Deci pe quick, quick, tu trebuie să-i deschizi, să-i închizi bazinul. Ceea ce este groaznic. Și atunci mi-am dat seama că cea mai simplă metodă este să
merg pur și simplu pe deschiderea bazinului în pasul lateral. De la început. Da, și după ce am deschis în pasul lateral, în trei pași fața face cu eu și dacă nu mai vin cu ea. Pentru că geometric este direct pe poziția de cross. Plus că face un cross deschis pe care nu îl închide, ceea ce generează energie în spirală și cu energia aia din spirală ea poate să explodeze oricând în tumbole o față. Sau în orice altceva. Vorbim de finețuri. Și de, eu le predau de la începători. Le predau de la începători. E mai bine să învețe de la început și nu este greu să deschidă bazinul. Eu mi-am făcut câteva unelte, am una dintre unelte pe care o folosesc la circulare, la figuri circulare Ligianu, cu care mă joc. Și celălalt element care este al meu personal și cu Ligianu cred că am mai făcut multă lume sau cu cercul. Sperietoare. Sperietoarea de cer, care arată orientarea corpului. Și eu mă duc cu sperietoarea și le arăt. După pasul lateral orientăm sperietoarea 30 de grade, păstrăm direcția de mers asta, dar pe tot parcursul pasului bazinul rămâne la 30 de grade față de direcția de mers. Tam, tam, cross. Ne întoarcem un pic, înainte să vorbim despre metoda de a preda, ne întoarcem un pic la școală. Școala la care, despre care vorbim se numește Libertango, e în Brașov. Se numește Libertango, s-a numit Libertango pentru că încetul cu încetul o să trecem spre Milonghero Brașov. Libertango, din motive de un hacker foarte supărat pe viață care mi-a spart mie contul de Facebook și implicit a avut acces la pagină, de pe pagină a făcut reclamă la criptomonede și contul meu de publicitate este blocat pe viață. Am reușit să refac contul de Facebook, dar publicitatea nu se mai poate. E blocată pe totdeauna. Am încercat să fac de pe alt cont, tot cu Libertango. Am fost blocat în câteva minute pe publicitate și... Și practic nu mai poți mai folosești numele. Nu mai poți folosesc numele pe Facebook. Rămâne în continuare tot timpul în comunitate și... pe internet, pentru tot ce înseamnă Facebook, voi folosi Milonghero Brașov. Acum despre istoria școlii, Mirela a continuat să predea câțiva ani buni, până înainte de plecarea mea în Argentina, când din motivele ei personale a ales să se îndepărteze puțin de partea de tango. În principiu avea fetele în examene, erau foarte multe probleme pe capul ei și... mi-a lăsat mie plăcerea, bucuria și în același timp și datoria să fac treabă mai departe. A intervenit apoi Buenos Aires-ul, m-am întors de acolo. Cât am fost plecat, a predat în locul meu Chonghi. El s-a agitat și cu Veronica, care a fost tot așa la Tango Tangent înainte. Și când m-am întors, am preluat școala din nou și de atunci o tot țin. Mă rog, cu excepția pandemiei care ne-a dat peste cap pe toți. De această sincopă din care ne revenim toți încet, încet. Și acum ce structură are? De câte ori predai pe săptămână? Sau care este? O oră pentru începător, o oră pentru intermediar și o practică comună. Ideea este și gradul de retenție care nu este grozav. De fapt, din ce cunosc, cam pe la nicio școală din țară nu e grozav gradul de retenție. Să zicem, la startup, când fac startup-ul, vin 20 de oameni, din ei se înscriu la cursuri 15, după o lună mai sunt 12, după două luni mai sunt 5. Poate și pentru că sunt extrem de exigent și nu-i menajez în a ști că tango este greu. E un proces de învățare care vine cu multe lucruri, multe efort pe care trebuie să-l depui. Da, am surpriza să rog atât fetele cât și pe băieți să facă acasă, să exerseze 10 minute pe zi un anumit lucru. Am surpriza ca după două săptămâni, dacă ne întâlnim, să întreb și ai exersat? N-am avut timp. Nici tango nu are timp.
Nu e așa foarte poetic procesul ăsta, tango e așa, toate clișeele astea cu trandafirul, cu... Nu vine de la sine? Că unii așa ar crede, că cumva există o zână măseluță care vine și ți-l dă. O pildă pe care o folosesc eu în predare este pasul ca reprezentare a gestului de a da o floare. Deci în momentul în care pășesc față, eu iau atitudinea respectivă, iau postura respectivă, dar și pasul se suie puțin. Că nu o să dau o floare lăsându-mă jos, nici nu o să dau o floare uitându-mă pe geam, nici în altă parte ia floare. Asta focalizează și atenția. Și, deci ideea de poezie în tango e foarte frumoasă, dar eu știu în tango o singură poezie. Dacă fac excepție de la muzică, muzică care în sinea ei este o poezie în tango. Dar referindu-mă la versuri, există o singură poezie, Mipiba, al lui Rodriguez, care seamănă foarte mult cu poeziile lui Eminescu. Vorbește despre doi îndrăgostiți, el un deal casei la niște baruri din cartier, dispare de acolo, prietenii îl întreabă, da, ce faci, de ce nu mai vii? Și el se gândește, da, ei nu știu că eu am întâlnit iubirea vieții și stau noaptea și mă uit cu ea la niște stele la care nu m-am uitat niciodată. Și aia este singura poezie, celelalte sunt drame de toate felurile, chiar cele mai vesele sunt drame. Ai ajuns, după, probabil că atunci în Buenos Aires, în 2013-2014, s-a pus sămânța asta a cercetării tangoului și știu că acum ai un proiect foarte drag pe care îl tot răsucești și îl învârți și oamenii care au participat sunt fascinați. Povești de tango. Povești de tango. Da, este un proiect... care a venit din faptul că m-am trezit acum când am fost din nou în Buenos Aires în 2020. Am scăpat în editura Corregidor și avionul a venit mai greu cu 50 de kg de cărți și o ușurat de 200 de euro din buzunar. Și m-am trezit cu ele în față. Între timp eu mai strânsesem pentru că pasiunea pentru cercetarea melodiilor în sine, de unde vin, care este sursa lor de inspirație, în ce perioadă, care era contextul cultural atunci, toate astea le aveam în cap. Dar odată cu apariția cărților am început să descarc și tot netul și am găsit lucrări de doctorat, am găsit lucrări academice, în principiu tot ce avea niște surse credibile, pentru că tango este înțesat de legende urbane și nu-mi doresc foarte tare să duc mai departe o legendă urbană falsă. Și te gândești să transpui și altfel, în alt format? Nu doar să povestești la seminarii. Imediat revenim la care este formatul efectiv al acestui proiect. Dar te-ai gândit să publici o carte sau să... Nu, pentru că sunt destule. Așa cum eu am crezut că nu sunt și le-am găsit, toată lumea poate să le găsească și lucrări și tot. Sunt o mulțime. Multe sunt accesibile și pe Google Books, deci pot fi luate de acolo. Altele sunt diverse biblioteci publice de PDF-uri unde pot găsi, doar că este un volum enorm. Eu am acum peste 10.000 de pagini de citit și de extras de acolo. Și acum am început să le citesc ca pe Biblie. Găsesc într-un loc ceva, mă duc la... Am cumpărat o carte, Diccionario Lunfardo del Erotismo, care este minunată, unde am găsit explicații la foarte multe lucruri pe care nu le înțelegeam exact din piese, pentru că sunt piese pe care le găsești traduse și cu subînțeles și altele care sunt doar traduse. Povestește un pic de acest Lunfardo, lumea n-are de unde să știe ce reprezintă. Lunfardo era acel limbaj pe care oamenii au început să-l dezvolte în suburbiile sărace. Era un limbaj de mahala, în care exista o mulțime de convenții.
apariția tipului acesta de comunicare era previzibilă, pentru că în Mahalale unitatea de bază nu era casa arhitecturală, ci conventijă. Conventijă care era un grup de apartamente pe două, trei etaje în jurul unei curți interioare. Acolo erau emigranți din 10.000 de locuri, care trebuiau să se înțeleagă între ei. Spaniola o știau foarte puțin și atunci s-a trecut acest lunfardul amestec o mulțime de limbi, dar în același timp are reprezentări pentru diverse lucruri. Din păcate, multe greu de spus, dar ca exemplu, oamenii se suiau, băieții care vindeau ziare, se suiau în tramvai, pe scara tramvaiului, și aveau ziare. Și ei coborau când vedeau pe cineva interesat. Tramvaiul atunci la 1800 și ceva era cu cai. Nu era... Deci în 1870 apare tramvaiul în Buenos Aires, tras de cai, prima linie de tramvai. Și acești băieți coborau și când ei, ca să-și facă, să se facă auziți, strigau Araca la cana, șase presa, sau atenție, presa, uite, presa. În Lunfardo, Araca la cana era folosit de către hoți ca să semnaleze venirea unui polițai. Fiind folosit și de băieții de pe tramvaie, atrăgea atenția imediat. Da, nu atrăgea atenția poliției, că ei credeau că ăla vinde presă. El era, de fapt, și avertiza prieten. Apropo de tramvai, de povești, are Di Sarli acea piesă superbă, Nueve Puntos. Nueve Puntos, care dansată de cineva care nu a cercetat un pic ce dansează, 9 puncte. Ok. Ce e asta, 9 puncte? 9 puncte vine de la electrificarea în 1890 și un pic a tramvaiului din Buenos Aires. Lumea deja se învățase să meargă cu tramvaiul. Prima migrație masivă a fost în 1821, când a venit Molima, gripa spaniolă, și i-a ras. Și atunci toți bogații din zonele de la sud, de Rivadavia, deci vechi oraș, s-au mutat în nord și foloseau tramvaiul, că prima linie a fost între sud și nord. Și apoi, când apare tramvaiul electrizat, el avea 9 viteze. Nueve puntos, dacă ascultăm melodia, are exact gradația vitezelor tramvaiului, apoi cum scade, că vine o stație, iară gradează, iar scade. Dar mai presus de asta, Nueve Puntos, ca multe alte piese din tango, are ceva în plus. Nueve Puntos era modul în care cineva spunea că se simte foarte bine. Când era întrebat, cómo estás? Con nueve puntos. Adică la maxim, sunt la maxim. Deci, fascinant! n-ai de unde să le afli dacă cineva nu ți le povestește sau nu te-a pus să faci research când serios. Am început, ceea ce m-a speriat când am început să sap pentru proiectul ăsta cu povești de tango, m-a speriat multitudinea informației, deci volumul mare de informație, foarte greu, foarte greu, mai ales că eu nici nu știu spaniola bine, de multe ori traduc cu dicționare ori Google Translate, după care le iau să înțeleg, citesc varianta engleză cu varianta spaniolă, îmi dau seama aici ceva nu-i ok, a vrut să spun altceva, după aia mă duc la dicționarul Lunfardo și mă uit de acolo și încetul cu încetul se leagă ideea și apoi o verific. O verific, văd dacă într-adevăr în perioada aia s-a întâmplat ceva de genul sau a fost ceva sau... Și îți schimbă dansul când știi povestea? Da, pe loc. Deci la aceste seminarii pe care le țin cu povești de tango, discutând despre, spre exemplu, Palais de Glace, un loc, un cabaret construit inițial ca patinoar și apoi a devenit primul loc unde s-a implementat oarecum tango-ul în lumea bună. Și le-am arătat poze cu Palais de Glace, cum arăta.
candelabre, o nebunie, o nebunie. Îți dai seama că în momentul ăla, când le spui oamenilor, atenție, acum dansăm cu candelabre, cu toată lumea elegantă, suntem în alta societate, dintr-o dată se îndreaptă. Și este suficient, mie mi-este de ajuns dacă și-au pus problema. De asemenea, când le spun că dansează într-un piringundin, care era un fel de alimentară, dar și crâșmă, și loc de întâlnire, până la urmă și milonga de mahala, unde mai dansau în stilul ăla origero, după aia canjenghe, dar origero se dansa în general, și le arătam corteuri chebrade, chestii destul de dirty. Se transpuneau și la partea asta. Și cum se întâmplă efectiv seminarul? E un seminar de tango, nu? Nu e un seminar doar despre tango. Povești. Este un seminar în care exemplific la începutul cursurilor cu câteva piese și cu povestea lor și merg uneori pe exemple negative. Spre exemplu, de ce pe Lolivo mai puțin se vede veselie, piesa lui Darienzo, care este povestea unei crime, dar pe A la luz del candil, unde vorbește unul cum și-a adus capul nevestei într-o traistă la polițai. Și e trist și rău și spune ce om a fost el la viața lui și ce lucruri bune a făcut și uite acum a cedat geloziei și a comis o crimă. Și a zis că nu e hoț, nu e așa, e criminal. În momentul în care pe o astfel de piesă eu mă apuc să mă hizilesc, cum se întâmplă mai ales pe la maratoane, no good. Adică e ca și cum cântă cineva o doină și eu pe doină mă apuc să dansă sârbă. Sau să sar, sau să chiui. Nu este. Doina este despre jale, despre dor, despre... N-are nicio treabă cu... Poți să o faci, dar nu se potrivește. Da, da. Da, adică, sigur, momentul în care eu cunosc atât povestea unei piese, cunosc contextul ei cultural, cunosc faptul că, spre exemplu, nu știu, eleganță sau neeleganță, o piesă că e de pământ sau că e de aer, că are mai multe elemente în ea. În momentul respectiv, dansul meu se schimbă, în primul rând, ca structurare muzicală, ca mod în care abordez fraza muzicală, ce fac cu ea. Apoi se schimbă în structurile pe care le folosesc. Pentru că am văzut cu foarte mare durere că există pe la maratoane, din nou, acolo se văd toate lucrurile frumoase. Văd oameni care în continuu fac ganciuri, să cade ganciuri, să cade ganciuri, să cade orice fel de melodie ar fi, orice... Foarte, foarte puțină dinamică a dansului. Eu le spun mașină de spălat sau trăiesc cu cuieți. Există o cheie simplă și mă bucur că va fi filmată partea asta. Oricine vrea să recunoască un dans bun față de un dans prost, oprește sonorul la show respectiv, mai ales pe vals, acolo se vede valsul nu iartă. Și dacă eu pot să cânt pe pașii dansatorilor trăiesc cu cuieți, acei dansatori nu au dinamică. Asta e un test. Da. Deci dacă în schimb văd trei, ies cu cui, ies u și amami, descu, atunci dansează cu dinamică. Lipsa de dinamică înseamnă același... Dos por cuatro. Da, bat metronomul în continuu, nu contează, respect accentele, tot... Dar nu respect un lucru esențial, pauzele. Pentru că dinamica este dată de pauza de dinainte. Ca eu să pot să explodez în ceva, am nevoie să-mi iau energie, să respir și aia e pauza. Ok. Și atunci povestești ce se întâmplă în melodia respectivă, care e contextul ei. Da. Și apoi încep să mă leg de... Am o structură, cursul e structurat pe mai multe aspecte. Este aspectul unor piese foarte cunoscute, unde iau o duzină de piese, 15 piese și le spunem povestea, le dansăm.
Mai există subiecte de tango, al doilea curs, subiectele, tematicile, temele tangoului, de la iubirea înșelată, jocuri de noroc, dueluri, cuțitari, mahala, nostalgia copilăriei, nostalgia locurilor de unde a trebuit să pleci, pariuri, o mulțime. Deci tango abundă în subiecte. Noi am învățat la început că tango este doar despre femeia care l-a părăsit pe bărbat. Nici de cum. Un exemplu frumos, când Firpo pierde toți banii la pariuri pe cai, pe cursele de cai, se întoarce supărat, închide orchestra și ultima piesă pe care cântă este Onda Tristeță. Toată lumea se gândește adâncă tristețe, ori a murit cineva, ori l-a părăsit nevastă. Nu, deci a pierdut banii la cursele de cai. Deci, iarăși, ideea unei povești ca să știm ce dansăm. Să nu-i plângem de milă, că dacă i-a pierdut înseamnă că i-avea. Deci, și-a făcut-o cu mâna lui. Da. Deci contextele culturale, și aici plec de la începuturi până s-a ajuns la epoca de aur a tangoului. Apoi, ce-mi place mie foarte mult, locuri din tango. Cabareturile sau cabaretele, nu știu care este forma, mahalalele, dansatul pe stradă, toate astea, cum a pătruns, iarăși Parisul. Deci, practic, fac o istorie a locurilor legate de tango. Și subiectele astea nu sunt aceleași de la curs la curs. Mai introduc diverse aspecte pe partea asta. Și nu se stă static, nu stă nimeni să asculte, nu este o conferință în care tu prezinți lucrurile astea. Folosesc tot ce am la îndemână pentru a fi o conferință, dar exemplificat. Spre exemplu, prima parte în care vorbim de origini, de apariția tangoului, predau Cortei și Quebradas, care au fost cele interzise când papa a spus ok, tango e bun, dar nu cu toate figurile. Predau chebrade tradiționale cu căzătură, deci cu intrat între genunchii fetei și rotit. Tot felul de lucruri. Bag elemente de canjenghe. Canjenghe unde am avut ocazia în Buenos Aires să învăț cu Marta Anton și cu Manolo El Gallego, care au fost, că ea a murit și el e bătrân tare. Ei au fost lumina pe canjenghe în Buenos Aires multă vreme. Și am învățat de la ei și mi-am dat seama că tango e parfum pe lângă canjenghe. Canjenghe e foarte strict, are niște reguli, chiar dacă vine din mahala, dar are niște reguli foarte stricte. Și toate astea se învață. Apoi, când vorbesc despre locuri, despre unde s-a dansat cu tare, unde s-a dansat cu tare, când vorbesc despre Cumparsita, despre Marșul Studenților din Montevideo, toate astea le dansăm, le dansăm cu feeling-ul a ceea ce se întâmplă acolo. Sună fascinant, abia aștept să particip la un seminar din ăsta. M-aș bucura. Abia aștept. Sunt un pic împrinsă în aceste povești și probabil că aș vorbi numai despre, numai despre ele. Dar aș vrea să te întreb, pentru că e evident că pasiunea asta pentru tango nu este numai despre dans, este despre tot contextul ăsta, toată istoria lui, tot ce s-a întâmplat în el. Ce ți-a adus ție personal? Ce ți dă tango? Tango? Este un mod de viață. Nu știu să spun exact ce mi-a adus tango. Îmi aduce bucurie foarte multă partea asta de cercetare. Îmi aduce bucurie câte un dans bun. Nu sunt foarte dese. Din păcate, am parte de dansuri bune destul de rar. Asta pentru că, într-adevăr, și eu ridic ștacheta foarte tare. Îmi doresc dansurile respective
odată ce m-a apucat să dansez, să iasă perfect, să fie... Și nu întotdeauna, dacă nu se creează cum se cade conexiunea, îmbrățișarea, restul este doar o muncă de echipă să terminăm o treabă. Trebuie să apară inspirația, trebuie să apară acea tihnă, aerul pe care îl simți când dansezi. Să simți că ești în transă, ești într-o transă. Și asta se întâmplă rar, ca în orice alt lucru frumos al vieții. Lucrurile frumoase și bune se întâmplă rar. Partea de cercetare mi-aduce mult mai multe satisfacții, pentru că găsesc soluții, găsesc... Și cumva depinde doar de tine. Da. Apoi îmi aduce o activitate curentă. Tot timpul știu că trebuie să mă duc la sală, știu că trebuie, au venit începători, trebuie să îi iau cu începutul și îmi place să predau la începători. Mulți s-au plictisit, nu, mie îmi place. Pentru că îmi dau seama că modul în care pun semințele va influența foarte tare ce va ajunge respectivul ca dansator. Asta e și motivul pentru care eu îi sfătuiesc pe toți dansatorii noi ca măcar 6 luni să stea la un singur profesor. Mă rog, profesor, am început să spunem noi, de fapt suntem instructori cu toții. Profesorul e cel care are o diplomă universitară, ceea ce nu e cazul. 6 luni. Eu aș spune ceva mai mult. Ideal ar fi mai mult, dar după 6 luni își poate da seama și dacă instructorii se potrivește sau nu. Și atunci să stau la un instructor care nu mi se potrivește, nu e ok. Eu am avut oameni pe care i-am văzut că își doresc să facă tango salon și nu, nici nu știu cum să-i spun. Probabil tango nu e voie de ceea ce se întâmplă, pentru că în toate elementele de tango pe care le folosim nu respectă un stil. Stilul milonghiero este într-un anumit fel, nu se desface îmbrățișarea deloc, merg până la capăt. Mulți milonghiero nu folosesc pivoți și așa mai departe. Eu dansez cu o îmbrățișare milonghiero, îmi place să dansez cu o îmbrățișare, dar îmi place și să o deschid din când în când. Îmi plac pivoții foarte mult, deci nu pot spune că dansez milonghiero. Salon, iarăși, are vreo 10 sau 12 figuri mari și late, are un cadru fix care nu se strică niciodată, orice ar fi. Iarăși, nu pot spune asta. Folosesc elementele, predau elementele de tango salon, hero, lapizurile, toate astea, dar nu predau tango salon. Ele sunt integrate în ceva mai mult, pe care n-am cum să-l numesc altfel decât tango nou. Este tango pe care îl dansăm cu toții, în afară de foarte puțini, gen Ciongor. Dar cumva ne asumăm, pentru că tango-ul se schimbă odată cu vremurile și mi se pare la un moment dat chiar inacceptabil să nu ai libertatea să poți să alegi ce dansezi. De acord, de acord. Ideea este de compatibilizare între cei doi care dansează. Dacă nu ne adaptăm, deci dacă nu există adaptarea între noi, dansul este acea așteptare să se termine tantra. De un dialog în care amândoi poate să vorbească și amândoi poate să propună și să accepte sau sună, nu. Sună foarte bine. Sună foarte bine. Da, ideal e pe, așa. Pe partea de dialog, ăsta este motivul pentru care după întoarcerea din Buenos Aires m-am apucat să predau intens ideea de ambos roles, care e foarte în vogă acum în Buenos Aires. Ideea că, deși eu păstrez mâna stângă ridicată, fata are dreptul să-mi propună altceva. Cum noi, de fapt, am învățat, dar n-a respectat nimeni. De data asta, când predau astfel de cursuri, le cer fetelor, pur și simplu, în pozițiile de forță, care, de fapt, sunt cam toate, dacă echilibru e bun, să propună altceva. Eu îi propun un pas lateral, ea simte, mă lasă să înțeleg că a simțit, dar și am conduce atunci, prin contra-leading, își conduce un hero, luându-mă și pe mine, că dacă mă las acolo n-am făcut nimic. Și tot felul, din cross, din o mulțime de... Deci astea elemente de bază de ambos roles.
Deci le vezi rolurile egale, practic. Și 100%. Egale 100%. 100%. Și din toate punctele de vedere. Și ca dreptul de a te bucura de dans, și ca dreptul de a fi respectat în dans, dar pe de altă parte și ca obligația de a-l respecta pe celălalt. Deci avem și drepturi, avem și obligații. Avem o negociere de energie. Am fost recent bolnav. M-am întors cu o lipsă de echilibru teribilă. Partenera cu care lucram a înțeles, a simțit și punea ea mai mult echilibru, se poziționa în așa fel încât să simtă că sunt safe. Dacă eu puteam să pun multă energie, se mula pe energia mea. Dacă nu puteam, dădea mai multă energie. Și invers, când eu simt că o parteneră nu are energie, pun eu mai mult, pentru că îi se întâmplă, sunt zile și zile. Ce proiecte de suflet mai ai? Vreau să vorbesc despre proiectul ăsta când m-am întors din Argentina, după ce am luat înapoi școala și m-am apucat, mă rog, am luat-o înapoi, m-am întors să predau în Libertango. Am făcut un parteneriat cu Alexandra Cindrea din Sibiu și am lucrat pe proiecte. Am avut câteva seminarii pe care le-am ținut în weekenduri la Predeal. Mergeam la o cabană și făceam acolo. Am avut conexiune și îmbrățișare. Circularitate a fost unul dintre cele mai faine. Am avut muzicalitate pe care am făcut-o. Asta cred că a fost cel mai frumos weekend. Muzicalitate pe care am făcut-o cu Sorin și Irina, cei doi pianiști, care au venit cu pianele și care mi-au cântat în strună și care inclusiv la Milonga au reușit să creeze un tango, o tandă de tangouri pe Merc, Melco, Dobel, pe Trăiesc cu cuieți, dar cântate cu sincopat, cu 3-3-2, cu accente, cu contramelodie, cu... Deci au făcut o nebunie atunci acolo, a fost superb. A fost și cea mai multă lume, am avut atunci vreo 90 de persoane, plus sâmbătă seara când au venit Buluc și din alte părți pentru Milonga. Formatul Predealului a fost întotdeauna între prieteni. Nu, în afară de faptul că ne respectăm, nu mă deranjează dacă te găsesc dimineața beat mort în șanț. Adică mă deranjează în sensul că te stădu până în cameră. Da? O să fac. Da, deci gen tabără, cu glume de tabără, cu Deșteaptă-te române cântat la 7 dimineața după ce acum o jumătate de oră s-a dus lumea la culcare. Deci, fiind și izolată cabana acolo chiar sub deal, nu se aude nicăieri. Deci puteam să... numai ursul ne auzea. Și așa s-a născut grupul Tango Predeal? Da. Grupul Tango Predeal nu este altceva decât un grup Facebook pe care am adăugat de-a lungul anilor pe toți cei care au trecut pe acolo. Și acum, pentru că l-am folosit des pentru anunțuri, mulți și-au adus prieteni în grup. Au făcut propuneri și s-a făcut un grupuleț destul de frumos. Sigur, nu atinge... Eu merg pe zona asta de țintă, public țintă pentru evenimente, pentru că pe ei știu, cu ei am lucrat și ei mă știu pe mine. Așa încetul cu încetul mai apar și alții pe la evenimentele mele și înțeleg ce se întâmplă. Acum absolut degeaba mă apuc să mă promovez în grupuri care nu mă cunosc și care, ok, de ce m-aș duce la Claudiu să mă duc nu știu unde. Crezi că e o inflație de evenimente de tango? Da, la banii pe care îi investești în tango, da. Adică rămâne o mână de oameni care își permit acest eveniment. Și de aici mergem la multe lucruri care pot ieși bine, dar de cele mai multe ori ies prost. Acest grup de oameni începe să se formeze, să se definească foarte clar ca grup,
Noi suntem cei care mergem acolo, 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 acolo. Eu zic că nu-i bine spiritul ăsta de gașcă dus la extrem. Mai bine ne bucurăm de ce se întâmplă. În altă ordine de idei, timpul. Ca să te duci până undeva, petreci timp pe drum. Timpul respectiv, săptămâna asta, ok, pot să plec de joi, să mă întorc luni. Am ratat joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni. Deci 5 zile din viața mea s-au dus pe acel eveniment. Asta înseamnă că m-am întors luni, pot să plec joia viitoare în altă parte? Cam greu. Deci nu este rău că sunt evenimente, dar cei care organizează evenimentele trebuie să-și asume că vor exista alegeri. Și că evenimentele lor nu vor mai fi cu 200 de oameni, vor fi cu 60 de oameni. Pentru că ceilalți au ales să meargă săptămâna viitoare la alt eveniment. Am vrut să fac acum un eveniment care trebuia să se cheme Complicitate în Tango și m-am trezit că o mare parte a celor din România plecau la Belgrad, la maratonul de acolo. Și am rămas cu 15 oameni înscriși și a trebuit să-l amând, să-l las pe mai încolo. Deci, și am înțeles, adică nu trebuie să supere nimeni, trebuie să fie toată lumea conștientă că dacă ceva nu are premize de reușită, adică în 2-3 săptămâni îmi dau seama dacă există interesul sau nu. Și dacă văd că nu, nu este nicio rușine să anulez un eveniment sau să-l amând sau... Încotro crezi că se duce tango din România? Cred că încă nu s-a așezat după pandemie. Nu pot să-mi dau seama acum. Trebuie să mai treacă un an, doi, ca lumea să revină la viața fără frică, fără... Încă se vede o anumită teamă, încă există măști. Deci... Plus, pandemia, acum văd că și războiul polarizează oamenii. Unii sunt de o părere, alții de altă părere și noi nu avem acea cultură a democrației unde să respectăm părerea celuilalt. Noi începem să ne devină dușman. Aș vrea să rămânem cu ideea asta de tango care, dacă odată instalat, nu mai pleacă și care îți aduce atâta bucurie și atâtea lucruri absolut minunate și te poate duce în zone în care probabil că nu te gândeai când te-ai apucat că o să-ți placă atât de tare să cercetezi istoria tangoului. Și îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Abia aștept să particip la seminarul cu istoria de tango. Mi-ai stârnit toată curiozitatea posibilă, mai ales că recunosc că am dansat așa în orb în foarte mult timp. Mersi frumos, Claudiu. Abia așteptăm să ne plăcere revenim. Și eu mulțumesc. Mersi.